De ce postim? Preot profesor Constantin Coman. Eliberare de noi înșine sau de ce postim? Prolog. Cărticica de față se vrea a fi o provocare în legătură cu postul. Am ajuns la concluzia că trebuie să revenim asupra unor subiecte centrale din credința și viața noastră creștinească pentru a ne împrospăta respectivele subiecte afectate uneori de inevitabilă rutină, alteori de nepăsarea oamenilor. Postul mi se pare a fi unul din aceste subiecte. Am plecat de la o emisiune radio la care am fost invitat la o discuție despre post. Transcriptul acelei emisiuni poate constitui uvertura unui mic discurs despre post într-o cheie vie, realistă, personală, deschisă, liberă, cuprinzătoare, motivantă. Am adăugat o serie de texte ale părinților bisericii despre post, cu scurte comentarii care să sublinieze anumite aspecte, să explice pe alocuri lucrurile, să faciliteze accesul cititorului contemporan la aceste texte vechi. Accentul cade pe motivarea postului. De aici și întrebarea, de ce postim? Completarea titlului, eliberare de tine însuți, este răspunsul la întrebare. Postim pentru a ne recâștiga libertatea, eliberându-ne de propriile limite, slăbiciuni, impulsuri, patimi. Postim pentru a ne păstra sau crește libertatea și odată cu ea capacitatea de a iubi. Postul este un exercițiu de stăpânire de sine. Stăpânirea de sine este premisa și expresia libertății. Omul se lasă prins în capcana satisfacerii fără măsură a nevoilor și a plăcerilor sale, devenind slujitorul sau robul acestora. Înfrânarea este cheia stăpânirii de sine și a libertății. Desfrânarea, în sensul larg, este direcția inversă. Așezat pe această direcție, în loc să-și stăpânească nevoile și le multiplică, devenind din ce în ce mai dependent de ele și trăind numai să-și le satisfacă. Postul ține de firea umană însăși, este un dat inițial. Animalele nu pot să postească, ele sunt conduse de instincte, scrie un mare teolog contemporan. Numai omul poate să se înfrâneze și să postească. Prin abținerea de bunăvoie de la mâncare își controlează instinctele sale, își reglează relațiile sale cu lumea și își activează puterea stăpânitoare în aceasta. Depășește presiunea legilor firii și se mișcă în libertatea Duhului. Lipsirea de bunăvoie de bunurile perisabile ușurează urmarea viețuirii celei nestricăcioase și hrănește dorul după împărăția lui Dumnezeu. Postul este o componență esențială a credinței și a spiritualității creștine, dar, așa cum vom vedea, ține de mecanismele vieții în sine. Firea omului este în așa fel alcătuită încât, pentru a funcționa normal și pentru a înainta spre împlinire, are nevoie de post. Redus la esență, postul este o atitudine, o stare, un act de stăpânire de sine, de înfrânare, de autocontrol. Postul este un continuu exercițiu de stăpânire de sine, stăpânirea de sine este expresia libertății de sine, iar libertatea este premisa fundamentală a vieții și a plinătății vieții, care este iubirea. Prin post și, în general, prin asceză, omul dobândește, pe de o parte, stăpânirea asupra sinelui și asupra propriilor nevoi, iar pe de altă parte dobândește libertatea interioară și corecta poziționare față de Dumnezeu, față de aproapele și față de lume. Asceza este autoeducația omului pentru restaurarea sănătății sale duhovnicești. Este lupta pentru valorizarea sa ca persoană. Asceza limitează individualismul și cultivă viața în societate, în timp ce ignorarea ascezei favorizează egoismul, afectează iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, precum și relația cu mediul înconjurător. Viața este o continuă luptă. Omul se naște cu toate premisele împlinirii, dar pentru ca acestea să funcționeze, este nevoie de o lucidă și sănătoasă gestionare a lor. La început o fac părinții, iar mai apoi, la maturitate, omul însuși. Majoritatea oamenilor cred că lupta trebuie dată cu factorii exteriori,
cu mediul înconjurător care ne este potrivnic și se amăgesc gândind că eșecul lor existențial se datorează acestor factori externi. Înaintând în vârstă, am început să înțeleg că lupta omului trebuie dată cu sine însuși, nu cu adversarii sau dușmanii din afară. Am înțeles din propria experiență că omul, dacă nu este atent, dacă nu beneficiază de o educație potrivită și dacă nu înțelege de timpuriu acest lucru și nu duce consecvent și stăruitor lupta cu sine, ajunge captiv propriei sale firi și își reduce la minimum șansa împlinirii sale ca om, șansa unei vieți și a unei existențe la un nivel mulțumitor, adevărat. M-am convins, de asemenea, din propria experiență, că există un început concret și un instrument esențial pentru a duce această luptă și acesta este postul, adică înfrânarea de la anumite mâncăruri și, mai mult decât atât, lupta pentru a nu sătura pântecele. Incredibil, dar adevărat. Postul este un demers vital al omului. Nu întâmplător îl găsim în toate culturile și în toate religiile. Nu întâmplător, el este marginalizat într-o lume și într-o cultură dominată de îndreptățirea de sine, de ideea drepturilor individului, a libertinajului fără limite în direcția satisfacerii poftelor și dorințelor proprii. O lume care pare să se înnece, să se asfixieze în marșul furibund și în investiția pe care o face lacom și neobosit spre împlinirea poftelor și a intereselor egoiste de tot felul. O lume tot mai incapabilă de dragoste, tristă, deprimată, lipsită de bucuria adevărată, resemnată, o lume dureros de anerastă. Ca să poți iubi, să te împlinești ca ființă iubitoare, trebuie să faci exercițiul reducerii investițiilor în satisfacerea propriilor plăceri și dorințe. Cu cât ești mai puțin preocupat de tine, cu atât te deschizi mai mult șansei de a iubi. Trebuie să schimbi sensul, direcția, destinația investițiilor, eforturilor și nevoinților tale. Să nu mai investești în tine, ci în cei din afară de tine. Să nu mai mănânci pentru tine, ci pentru cei pe care îi iubești. Aceasta înseamnă că mănânci tu, dar nu pentru tine, nu pentru plăcerea ta, ci pentru a trăi și a te putea dărui celor dragi. În esență, postul înseamnă să nu mănânci pentru plăcere, ci pentru a trăi. Și a trăi pentru a iubi, adică pentru a te împlini din întâlnirea cu celălalt, pentru a nu-ți procura tu însuți bucuria, ci pentru a o primi de la celălalt. Plăcerea de a mânca există în fire și este foarte necesară pentru a ne hrăni și a ne susține viața. Dar ea trebuie stăpânită și nu lăsată să ne stăpânească. La fel plăcerea somnului, la fel plăcerea trupească, la fel orice altă plăcere. Fiecare dintre acestea constituie un instrument, nu un scop în sine. Concret și practic, lucrul acesta se realizează prin a nu te sătura de nimic, nici măcar de apă. Să lupți împotriva satisfacerii propriilor plăceri, să lupți împotriva satisfacerii sinelui. Oricât ni s-ar părea de exagerat, trebuie să recunoaștem că investirea în satisfacerea poftelor și a dorințelor proprii este, în fond, o mișcare de autosatisfacere care, cel puțin în capitolul vieții trupești sau sexuale, este evident semnul eșecului, al unui eșec rușinos, obiectivul fiind acela de a primi bucurie de la celălalt, adică din întâlnirea cu celălalt. Cu cât cei doi sunt preocupați de satisfacerea de sine, cu atât întâlnirea este un mai mare eșec, deoarece pentru fiecare din cei doi, celălalt nu este decât un obiect de consum. Tot autosatisfacerea este și mâncarea pentru plăcerea proprie, somnul pentru plăcere, lectura pentru plăcere, munca pentru plăcere, etc. Măsura în care investim în satisfacerea propriilor plăceri este măsura în care devenim captivi sinelui, ne încarcerăm în carapacea egoistă a firii proprii și ne asfixiem, murim la propriu. Deși ne mișcăm pe picioare, ajungem să nu mai știm cine merge pe picioarele noastre. Confuzia, lipsa de luciditate, nehotărârea, labilitatea, imaturitatea, frica pun stăpânire pe noi și acestea aduc întunecarea minții și împietrirea inimii, iar o inimă împietrită nu poate iubi.
Citeam despre aceste lucruri în dumnezeieștile scripturi și în literatura creștină universală, dar nu le-am dat atenția cuvenită până când ele nu au primit confirmare neîndoielnică în propria mea experiență, până când nu am simțit eu însumi captivitatea propriei mele firi, până când nu am simțit că sunt privat de libertate și, în consecință, sunt profund afectat în capacitatea de a trăi, în capacitatea de a iubi. Am simțit și simt în continuare cât de grea este lupta cu propria fire, cu propriile interese, cu propriile dorințe, cu propriile voiri. Când ajungi și le conștientizezi, te copleșezi și nu știi de unde să începi lupta, zbaterea. Ei bine, începutul este postul. Să reduci grija pentru pântece, să lupți împotriva plăcerii de a mânca. Mai concret, am aflat la părinți că primul lucru ce trebuie făcut este să nu te saturi. Să nu mănânci nimic până la săturarea pântecelui. Acesta este începutul eliberării de tine însuți. Lupta este lungă și grea și foarte complexă, dar ea are un început și începutul este postul. Există o potrivnicie instalată în tine însuți pe care o vei învinge cel mai greu. Există și o potrivnicie a vrăjmașului pe care, din păcate, cei mai mulți nu o luăm în seamă până când nu o verificăm în propria noastră viață. Omul nu poate de unul singur să facă față acestei lupte. De aceea, postul trebuie însoțit de rugăciune, de priveghere, de meditație, de cercetare de sine. Am înțeles și sunt profund convins și te rog și pe Și rog și pe eventualii cititori ai acestor rânduri să se cerceteze pe ei înșiși că, într-adevăr, omul a fost creat liber și suveran, dar își pierde libertatea căzând în captivitatea și sub stăpânirea propriilor sale instincte, propriei sale firi. Sau, în altă cheie spus, omul a fost creat cu potențialul libertății, fiind chemat să-și activeze, să-și mențină și să-și crească acest potențial. Omul este chemat să fie liber, adică să se poată mișca, să poată acționa, să se poată adresa în temeiul propriei sale voințe libere. Oricât de mult ne-ar influența contextul sau ne-ar presa factorii exteriori, culturali, sociali, economici, etc., omul poate fi liber dacă se eliberează de presiune sau de stăpânirea propriilor sale patimi. Semnul eliberării omului de sine este stăpânirea de sine, să te simți și să fii cu adevărat stăpân pe tine însuți, să stăpânești și să-ți controlezi impulsurile sau instinctele primare și să le ții în limitele sănătoase. Limitele acestora sunt rezumate în cuvântul întâlnit frecvent la părinții bisericii că trupul este o slugă bună, dar un rău stăpân. Eu trebuie să fiu stăpânul trupului, nu trupul stăpânului meu. Acest adevăr cred că este acceptat de toată lumea. Din păcate, prea puțini dintre noi ne asumăm conștient acest adevăr și încercăm să-l punem în practică și mai puțin reușim să o facem. Omul din naștere este captiv propriilor limite, slăbiciuni, neputințe. Dependența de alimente, ca și de celelalte resurse vitale, este o limită a firii umane, dar ea poate fi depășită tocmai prin a fi controlată sau stăpânită de om. Omul își poate depăși propriile limite, propria fire și calea este nu investirea în sine, ci lepădarea de sine, sacrificiul de sine, care începe, în principiu, cu postul. Singura cale de depășire a sinelui, de ieșire din sine, este dragostea, iar dragostea nu se poate naște și supraviețui decât într-o ființă liberă de sine, dispusă să se uite pe sine, să se sacrifice pe sine, să iasă din sine spre persoana iubită. Iubirea înseamnă biruința refluxului egoist al omului, care de obicei ne biruie și ne împiedică să ajungem la mișcarea liberă. Nevoia de hrană, de apă, de aer, de odihnă, de bucurie sunt firești, cu condiția să fie stăpânite de om, să rămână la statutul de slujitori ai omului, să nu devină stăpâni ai omului. Odată cu înaintarea în viață, omul devine captiv propriilor patimi, instinctul care din fire slujește o nevoie vitală a omului, dacă nu este stăpânit, poate degenera în patim, adică în plăceri nestăpânite. Lăcomia pântecului este una dintre acestea și cea mai răspândită. Aceasta încurajează și cultivă alte patimi,
Cum ne putem da ușor seama, lenea, desfrâul, beția, etc. Aceste patime anihilează libertatea omului și este nevoie de multă zbatere pentru biruirea lor și pentru eliberarea din strâmbarea lor. Postul nu este o chestiune religioasă numai, ci este una dintre legile duhovnicești esențiale. Omul este o realitate psihosomatică. Dacă viața lui trupească, fizică, este reglată de către o serie de legi fizice, trebuie să acceptăm că și viața lui sufletească este reglată de o serie de legi duhovnicești. Postul sau înfrânarea este una dintre aceste legi. Așa cum legile fizice îți cer să mergi pe picioare și nu în mâini, să nu depui efort mai mare decât poate duce trupul tău, tot așa și legile duhovnicești îți cer, între altele, să te hrănești pentru a trăi, nu să trăiești pentru a te hrăni. Folosul optim din mâncare îl are cel care se înfrânează, care postește, care stăpânește cu fermitate foamea, care ajunge să nu mănânce pentru plăcerea pântecelui, ci pentru a se hrăni. Tot așa cum cel mai bun afrodisiac este înfrânarea, adică stăpânirea instinctului de reproducere și nu tot felul de rețete care țintesc dimpotrivă la stârnirea și potențarea instinctului sexual. Există și în post riscuri, chiar multe și mari riscuri, asupra cărora ne atrag atenția părinții și învățătorii bisericii. Există riscul exagerării postului. Există riscul transformării postului în laudă de sine. Există riscul de a posti spre a fi lăudați de oameni. Toate acestea duc la zădărnicia ostenelilor postului. Cercetând textele părinților despre post, m-a fascinat un lucru pe care vreau să-l mărturisesc și pe care tare aș dori să-l transmit cititorilor, de aceea revin asupra lui. M-a fascinat adevărul conform căruia postul este începutul. Din propria experiență, dar mai ales din experiența nenumăraților credincioși, știu că poate cea mai grea problemă este să înceapă cineva ceva, să pună început. Toți ajungem la concluzia că starea în care ne aflăm nu este cea mai bună, că ritmul viețuirii noastre nu este cel mai sănătos, că este multă risipire, multă dezordine, multă nepăsare, multă lenevire, multă uitare, multă amânare și tare am dori să schimbăm ceva, dar nu știm cum. Lucrul care mi s-a limpezit în mod desăvârșit acum este că trebuie să se înceapă cu postul. Vrei să te schimbi? Nu mai poți să suporți starea în care te afli? Te apasă? Simți gustul amar al eșecului, al nelucrării, al neînaintării, al rutinei, al eroziunii sufletești, al împietririi și vrei să ieși din această stare? Iată care este primul pas. Postul. Postul cu măsură. Postul cu discernământ, cu dreaptă socoteală. Indicatorul cel mai sigur al postului cu măsură și discernământ este să te scoli de la masă cât ești încă flămând, cât încă nu te-ai săturat. Postul este începutul pentru că el limpezește mintea, combate împietrirea inimii, deschide dispoziția spre realitățile lăuntrice, spre cercetarea de sine, spre rugăciune. Cărțulia aceasta încearcă să răspundă la întrebarea de ce postim, nu pentru a satisface curiozitatea oamenilor, ci pentru a oferi doritorilor motivarea sănătoasă a postirii. Dacă nu știm de ce postim, dacă nu dăm destinația corectă sau sănătoasă a postirii noastre, atunci riscăm să zădărnicim nevoința postului. Postim ca să schimbăm starea, postim ca să se curățească și să se lumineze mintea, postim ca să se curățească simțirea îngroșată și inima împietrită. Postim ca să ne eliberăm din captivitatea patimilor, să nu mai fim robi pântecelui și poftelor trupești, ci să redevenim noi stăpâni peste instinctele noastre primare. Postim ca să facem exercițiile pădării de sine, al renunțării la sine, al sacrificiului de sine, postim pentru a activa în noi capacitatea și puterea de a iubi. Post și postire. An de an, postul mare revine ca temă deschisă, fiindcă trecerea timpului nu face decât să rafineze dantelăria gândirii și a simțirii duhovnicești. Părinte profesor, ne propunem să vorbim despre post și despre postire. Cum se exercită această dimensiune a omului religios?
Să analizăm fundamentul postului și al postirii în creștinism, dar nu numai. Știm că asceza, diversele forme de jertfă, sunt valabile și în alte credințe. Într-adevăr, postul sau postirea este un fenomen care ține de temeiurile esențiale ale omului, de aceea este important să nu abordăm tema exclusiv la nivel creștinesc, ci la nivelul general al religiilor și chiar dincolo de religii, dacă vreți. Acesta este un dialog pe tema postului la Radio România Cultural cu Marina Dumitrescu. Dacă vorbim despre începutul postului din perspectiva creștină, părinții spun că postul a început din rai cu porunca lui Dumnezeu adresată protopărinților noștri ca din toți pomii să mănânce, dar dintr-unul să nu mănânce. Această restricție sau limitare avea o funcție esențială, fiind expresia libertății pentru că îl punea pe om în fața unei opțiuni. Dacă nu există opțiuni, nu există libertate. Dacă nu există libertate, nu există posibilitatea mișcării libere. Iar dacă nu există posibilitatea mișcării libere, nu există capacitate de dragoste în cele din urmă. Pentru că dragostea este, prin excelență, mișcarea liberă dinspre cineva, înspre altcineva, înspre afară. Prin urmare, postirea ține de structura și de proiectul uman în sens larg. Vă las aici cu această carte, De ce postim sau eliberarea de noi înșine, preot profesor Comăr Constantin. Această carte are 173 de pagini de la editura bizantină. Dacă v-a plăcut această scurtă lectură din această carte, nu uitați să dați un subscribe, să vă abonați acestui canal, voi reveni și cu alte cărți, poate de curând și cu alte cărți despre postul mare, să dați un like acestui video și chiar să-l și distribuiți cunoscuților care credeți că ar vrea să cunoască aceste cărți religioase, ortodoxe, duhovnicești, pentru suflet. Numai bine!